Astăzi vă prezint aceste cornulețe sărate, umplute cu cașcaval, cu rețeta la aluatul rapid, care se face doar cu 3 ingrediente. Un deliciu! Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie ca să putem realiza aceste cornulețe. Vom pune cele 400 de brânză de vaci sau de ricota. Eu astăzi am ricota. Așa. Se face foarte, foarte, foarte repede. Vom pune și 250 de grame de unt. Pur și simplu le punem așa aici pe toate. Am să iau o furculiță ca să amestecăm așa puțin untul cu ricota. Deci sunt la temperatura camerei și o să punem și un praf de sare. Vedeți? Așa. Și acum o să amestecăm așa puțin ricota sau brânzica de vaci cu untul. Vedeți? Nu prea mult. Și acum vom adăuga făina. Am deschis cuptorul la 200 de grade și sus și jos. O să le facem rapid. Așa. Și acum vom adăuga făină. O parte din făină. Ați văzut, mai bine de jumătate am adăugat. O să amestecăm imediat și cu mânuța. Așa. Deci cred că intră toată făina și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa, și am să mai adaug. Și acum o să facem cu mâna. Și o să luăm și o să strângem așa aluatul. O să-l frământăm puțin. Nu trebuie frământat prea mult. Este un aluat super fraged și dacă doriți ca aluatul să fie dulce pentru aceste prăjiturele cu umplutura dulce, adăugați puțin zahăr în interior, în jumătate din compoziție, și jumătate o lăsați sărată. Așa, am să adaug și restul de făină. Și acum să amestecăm așa și strângem. Vedeți? Pur și simplu strângem aluatul. Eu o să-l pun aici pe masa de lucru, să-l facem mai bine. L-am adunat aici în bolul nostru. Și acum doar o să strângem așa, ca să-l compactăm. Așa. Și simțim la mână dacă este nevoie sau nu de făină. Da? O să vedem imediat, după ce mai strângem așa puțin. Așa. Ideal ar fi, după ce facem aluatul, să-l ținem măcar o jumătate de oră la frigider. Dar având în vedere că eu sunt în direct și nu l-am făcut înainte, am să bag imediat la cuptor. Așa, vedeți, este aproape gata. Ia să strângem. Așa. Cred că nu mai trebuie făină. Și strângem așa bine. Imediat o să și vedem dacă mai e nevoie. Strângem să unim untul cu brânzica și cu făina bine. Imediat vedem.
Uitați. Așa. Deci cam asta ar fi aluatul. Am să mai presor puțină făină. Și cum am spus, ideal ar fi să-l dați la frigider să se întărească puțin untul în interior. Așa. Și acum. Vedeți cum arată aluatul? Așa. Este gata. Strângem tot toată faina și nu ne rămâne decât să întindem. Și acum îl voi întinde. Și vom face cornulețe sărate. Așa. Cu pesto și cu puțin cașcaval afumat. Întindem aluatul și dacă e nevoie mai adăugăm puțină făină pe blatul de lucru și am să mai pun puțină. Și acum întindem. O să fac puțin mai subțire, având în vedere că facem cornulețe și să-l mai întindem. Așa. Așa, acum am aici puțin pesto și am să pun așa cu o lingură peste. Așa. Putem întinde și cu un pensonaj dacă dorim. Și acum vom împărți în 3 și după aceea facem pătrățele. Ia să vedem. Acum facem pătrățele și în mijloc punem așa câte o bucățică de cașcaval afumat și dăm la cuptor imediat. Așa. Am să tai și cașcavalul. Să tai de aici. Așa. Și acum tăiem și punem așa. Acum fiecare pune cât de mult dorește. Îmi aduc și tava. În hârtie de top. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să răsucim. Așa, să vedem dacă se vede. Se vede. Așa. Vedeți? Și facem cornulețe sărate. Și le așezăm așa aici. Așa, ia să dau la 200 de grade acum, că a fost la 180, sus și jos, și imediat le băgăm la cuptor.
Răsucim, răsucim și acum dăm la cuptor. Dacă doriți, puteți și da cu puțin gălbenuș și cu puțin lapte pe deasupra, să iasă cât mai lucioase, cât mai frumoase. Și am să pun puțin lapte. Așa, cam o lingură de lapte. Atât. Amestecăm și acum să ungem. Ungem și punem susan. Ungem câte 2-3 ca să se lipească. Și punem susan acum. Foarte, foarte bine. Așa. Și acum luați la 200 de grade, o să dăm. Și circa 10 minute, nu mai mult. Între timp noi ne facem, vedeți? Ia uitați. Așa. Deci ne facem pe ceilalți. Da. Ia uitați-le. Oh, ce bunătate. Ia uitați ce avem noi aici. Cornuri la cuptor. Așa. Și o să le scoatem și o să le punem pe aceste. Ia uitați cum arată. Încet așa. Și să le punem pe acestea în loc. Eu am să le pun tot aici în tavă. Și dăm la cuptor și această a doua tavă. Ia uitați cornulețe. Ales cum se întinde cașcavalul. Un deliciu. Acestea sunt fierbinți. Bune. Vă pup. Și vă doresc multă, multă sănătate. Și astăzi am fost în direct. O să intrăm și mâine dimineața. Și o zi bună și multă sănătate vă doresc. Pupici, la revedere!